Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi o să desenez ceva legat de sărbătorile de iarnă și anume niște vâsc și un clopoțel auriu. După cum știți, că mă urmăriți de mai mult timp, eu sunt foarte mare fan sărbători de iarnă și în timpul ăsta așa care e înaintea sărbătorilor, îmi place foarte mult să desenez și să pictez multe, multe chestii tematice pentru Crăciun și pentru iarnă în general. Deci, cam de acum încolo, așteptați-vă să primiți și să vedeți cam numai chestii legate de iarnă și de Crăciun. Așa. Astăzi am zis că fac un vâs și un clopoțel. Am început cu o schiță, apoi o să conturez și o să colorez. Vreau să colorez folosind și am ales un desen care să încorporeze. Vreau să colorez cu markerele pe care le-am primit de la cei de la ProfiArt. Mi-au trimis niște markere, mi-au trimis 3 nuanțe de roșu și 3 nuanțe de verde. Și vreau să folosesc și verdele în frunze și roșu acolo în acele fructișoare și vreau să le mai testez un pic. Mi-am desenat deja un desenus cu ele, mi-a plăcut foarte, foarte mult. E foarte... Cred că sunt cele mai bune markere pe care le-am încercat până acum și, cum v-am spus și în clip precedent, o să încerc să-mi măresc, să zic așa, colecția de markere. O să vă las în descriere și vouă linkul de la aceste markere. De asemenea, în caz de vă uitați acum cât de curând după lansarea clipului, ei au niște oferte foarte șmechere de Black Friday cu o grămadă de reduceri la o grămadă de chestii de artă. Fie că e pictură, fie că e acuarelă, fie că e design, grafică sau orice altceva, meșteșug, nu știu eu ce, au o grămadă de oferte, o grămadă de reduceri, așa că o să vă las la fel un link și pentru a lor pagină de Black Friday în descriere. O să aveți linkul la markere și linkul la reducerea de Black Friday. Așa. Bun. Desenul de astăzi o să urmăm și o să urmez pașii care urmez la fiecare desen. Începem cu o schiță în creion. Nu foarte apăsată schița în creion, pentru că dacă vrem să mai ștergem, trebuie să putem să o facem. Apoi, folosind un liner, eu personal folosesc un liner, îl face conturul. Vedeți că unele zone le fac mai groase, unele mai subțiri. Linerul e tot de la Copic. Am folosit mai multe liner de cursul timpului, dar acum ceva timp am încercat și Copicurile, linerele de la ei și sunt foarte, foarte mulțumit de ele și am ajuns la părerea că cred că sunt cele mai bune pe care le-am încercat eu. Vă recomand de asemenea și vouă să le căutați, le găsiți tot la ei pe site, sunt foarte, foarte, foarte bune. Partea, să zic așa, interesantă la aceste linere, care pe mine m-a bucurat cel mai mult, este faptul că se usucă foarte repede cerneala și chiar dacă colorez destul de repede după ce am trasat liniile, nu se întinează, pentru că asta e marea problemă. Facem conturul, toate bune și frumoase, și apoi când venim cu culoarea și vrem să colorăm, dacă un pic atingem conturul, negru se activează, alcoolul din marker activează negru și întinem culoarea. În asta avem un galben frumos sau un roșu frumos, tragem negru din contur peste el. Oricum trebuie să lăsăm un pic să usuce câteva minuțele, dar trebuie să lăsăm o jumătate de zi. Și asta e un lucru foarte, foarte, foarte fain. Bun. Și voi face, astăzi voi colora gen ilustrație, tip ilustrație, așa, nu o să fac degradeu, o să colorez pur și simplu cu o culoare de bază și apoi în zonele în care o să fie umbră o să adaug o nuanță mai închisă și în zonele de highlight, bineînțeles, voi adăuga o nuanță un pic mai deschisă pentru a sublinia acest highlight. Și cam asta este desenul de astăzi. Eu vă recomand să verificați și să vă uitați la ei pe site să vedeți reducerea pentru Black Friday. Au o grămadă de reduceri, dar sunt doar online reducerile și doar vineri. Deci fix în ziua de 26 noiembrie, aruncați în ochi. Până atunci, eu am fost Albert. Vă urez în continuare spor la desenat, vizionare plăcută. Și dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, nu uitați în comentariile de mai jos sau pe Facebook-ul meu, am un Facebook acolo în descriere. Intrați, dați un like și, de asemenea, dacă aveți sugestii, ceva de genul ăsta, puteți să mi le scrieți și în măsura în care pot și ajung să le citesc, o să vă și răspund. Am pupat, o zi minunată, pa, pa!